Mă gândesc la modul în care viața unei persoane se poate schimba în câteva minute. Și știți, viața se poate schimba în câteva minute în rău. Dar astăzi vreau să spun că viața unei persoane se poate schimba și în câteva minute în bine. Așa cum diavolul vrea să ne acopere mințile cu această lavă, să ne acopere cu imagini ale fricii, știți, cu imagini ale eșecului, cu frica zilei de mâine. Знаете, покрыть образами неудач, страхом завтрашнего дня. Gândiți-vă singuri cât de mult suntem plini de frică, cât de mult ne îngrijorăm, cât de mult ne așteptăm la unele probleme. Avem aceste imagini în mintea noastră, un fel de înfrângere, un fel de eșec și știți, este uimitor că cea mai mare parte din ea încă nu ni se întâmplă. Ar trebui să știți că, chiar dacă ceva rău s-a întâmplat în viața voastră astăzi, Dumnezeu ne promite că va restaura tot ce a fost pierdut, că va restaura. Бог обещает нам, что Он восстановит все утраченное, что Он восстановит tot ceea ce este pierdut, că va face mai bine decât înainte. Știți, când aud astfel de lucruri, când citesc despre astfel de lucruri, mi se pare că, ei bine, cum poate fi asta, cum se poate întâmpla asta, astfel încât ceea ce s-a pierdut într-o persoană, astfel încât totul să se întoarcă, dar este mult mai bine, mult mai mult, mult mai frumos. Prieteni, exact asta face Dumnezeu. Exact asta face Dumnezeu, știți, chiar acum ne plimbăm prin orașul Pompei, care era acoperit de lavă, dar chiar noaptea trecută ne plimbam prin Pompei, care este acolo acum și este atât de frumos, este atât de uimitor, interesant, unde sunt atât de multe lucruri frumoase, atât de minunate și neinteresante. Știți, viața noastră, când ne încredem în Dumnezeu, este ca un nou Pompei. Este ca și cum, știi, ceva ar putea fi acoperit de lavă și crezi că nu poate fi adus înapoi, dar Dumnezeu îți va da mai mult. Știți, mi se pune o întrebare și a fost pusă de mai multe ori în viața mea, ce ar trebui să fac dacă mi se fură ceva? Ce ar trebui să fac dacă am pierdut ceva? Ce ar trebui să fac dacă cineva m-a privat ilegal de ceva? Ar trebui să mă duc să-l iau? Ar trebui să merg să o cer? Ce ar trebui să fac? Și întotdeauna spun un răspuns pe care îl cred. Încredințați totul lui Dumnezeu și vei vedea cum Dumnezeu ți-o va da și uimitor, dar Dumnezeu îți dă de fiecare dată ca și cum ai face o donație, El face ca și cum ai răsplăti de 30, 60 și 100 de ori pentru că ai gândit și ai acționat așa cum a vrut El, ai refuzat răzbunarea, ai refuzat. De la a merge la război împotriva cuiva. Nu, voi luptați în lumea spiritelor. Și în lumea spiritelor te aștepți. Și acest lucru este uimitor. Dumnezeu vă vrea pe fiecare dintre voi care ați suferit pierderi, care ați pierdut, care poate v-ați pierdut sănătatea, care ați pierdut astăzi, poate că v-ați pierdut finanțele, poate că ați pierdut pe cineva apropiat, cineva v-a trădat, cineva v-a abandonat, dar nu credeți că Dumnezeu vă va răsplăti cu siguranță, cu siguranță va compensa, va restabili ceea ce ați pierdut. Va face. Astfel încât să fii mai fericit decât ai fost vreodată fericit. Știți, aceasta este într-adevăr adresa mea de astăzi. Cel mai important, știți, începeți să vă umpleți mintea cu imagini ale credinței. Imagini ale credinței, imagini ale credinței, sunt atât de importante. Uite ce spune Biblia și este atât de interesant când citești, spune, desfătează-te în Domnul și El îți va împlini dorința inimii. Privește, fii mântuiat de Domnul. Știi, putem fi mântuiați de diferite lucruri din viața noastră, dar sunt momente când Dumnezeu spune, te rog, fii mulțumit de Domnul. Знаете, мы можем утешаться разными вещами в нашей жизни.
Но есть моменты, когда Бог говорит: «Утешайся Господом». Mai departe, în versetul următor se spune: «Încredințează-ți calea Domnului, încrede-te în ea și El va împlini și va aduce neprihănirea ta ca lumina, dreptatea ta ca amiază». Știți, acest lucru este, de asemenea, foarte interesant, pentru că în acest moment înțelegeți că o persoană care se află într-o astfel de poziție încât este atacată, se simte rău. Uite, te rog, cât de interesante sunt aceste săpături, Dumnezeule! Wow! Și când ești atacat, când ești asuprit, consolează-te cu Domnul și El va împlini dorința inimii tale. În acel moment, știi, victoria ta, oamenii chiar ne acordă atenție, că vorbim despre Dumnezeu. Se pare că înțeleg victoria mea, ceea ce este Dumnezeul meu. El este cu mine. Aleluia! Люди даже обращают на нас внимание, что мы говорим о Боге. Видно, понимают. И моя победа в чем? В том, что мой Бог, Он со мной. И Он și El va împlini dorința inimii tale. Știi, este uimitor, dar dorința inimii tale, gândește-te la asta, gândește-te. Вы только подумайте об этом. Только подумайте, это же este pur și simplu uimitor. Nici măcar nu te-ai rugat, dar dorința inimii tale, te gândești la asta, dar nici măcar nu speri, ca și cum nu te poți ruga pentru asta, de ce dorința inimii poate nu are speranță, poate nu există rugăciune, poate nu există credință, dar Dumnezeu vede că acesta este visul tău, va vedea că aceasta este dorința ta, așa. Și se întâmplă că Dumnezeu, văzând dorința ta și văzând cum ești mângâiat de ea, El va împlini dorința inimii tale. Știți, vreau să vă spun tuturor, prieteni, începeți să vă umpleți cu imagini ale victoriei astăzi. Vreau să vă învăț ceva care are de-a face cu victoria reală. Viața ta poate fi complet schimbată astăzi. Poți realiza orice în Dumnezeu. Poți deveni ceea ce vrei să devii, poți vedea cum funcționează cuvântul lui Dumnezeu. Cel mai important lucru este să realizezi că Satana vrea să ne atace mințile, vrea să ne umple cu sentimente de anticipare a negativului. Dar victoria noastră, când suntem plini de sentimente de așteptare, dimpotrivă, victorie pozitivă. Gândește-te chiar acum la ceea ce vrei în. Подумайте прямо сейчас о том, чего вы хотите. В чём сегодня? Decât visul tău de astăzi, ceea ce îți dorești cu adevărat. Gândiți-vă la asta, concentrați-vă atenția asupra ei acum și imaginați-vă în acest răspuns, ca și cum ați fi transportați în timp și vedeți că stați în picioare și răspunsul a fost deja primit. Посмотрите, что вы стоите и ответ уже получен. Gândiți-vă o secundă, mutați-vă acolo, gândiți-vă și veți simți această bucurie, încercați să o simțiți și să încercați să o păstrați, știți că Dumnezeu de dragul nostru intră chiar și în trecut și am cerut în mod repetat lui Dumnezeu să meargă în trecut și să schimbe ceea ce a fost greșit, ceea ce nu a fost bun, astfel încât. El a schimbat-o, deși este imposibil, există un fapt că s-a întâmplat, dar l-am întrebat pe Dumnezeu și El a mers în trecut și a făcut o minune, iar în prezent s-a întâmplat ca și cum toate acestea nu s-ar fi întâmplat, vă spun despre lucruri reale, așa cum vede Dumnezeu când suntem transportați de imaginile noastre în. Точно так Бог видит, когда мы переносимся своими образами в будущее. Imaginile viitoare sunt limbajul celei de-a patra dimensiuni a imaginii. Acesta este limbajul Duhului Sfânt. Așa că atunci când începi să vezi, chiar și atunci când ești în cenușă și praf, ascultă, trebuie să-ți vezi visul să devină realitate, să simți că ești în acel vis. Ваша мечта, она сбылась. Ощутить себя в этой мечте. Și cel mai important, știi, când ești în acel vis, rămâi în acea stare, rămâi în acel moment și îl vei vedea pe Dumnezeu făcând imposibilul. Știți, când vedem ceva, este apoi proiectat în viața noastră.
Când ne agățăm de o imagine negativă și în această imagine o repetăm, o repetăm din nou, apoi această imagine se manifestă în lumea fizică, adică se materializează. Cu identitate, cu precizie, se materializează în măsuri fizice, dar în același mod, atunci când noi, dacă suntem negativi și oamenii gândesc inconștient, dar se dovedește că ne putem construi conștient viața, ne putem construi conștient destinul, ne putem construi conștient fericirea, știi, trebuie să vezi și să ții imaginea viselor tale, imaginea a ceea ce vrei. Vă знаете, вы должны увидеть и задержать образ своей мечты. Образ того, чего вы хотите. De fapt, acest lucru este important. Vezi ce spune Scriptura. Strofa a cincea. Încredințează-ți calea Domnului, încrede-te în ea și El va împlini. Și apoi se spune și va scoate la iveală neprihănirea și dreptatea ta ca lumina, ca amiază, supune-te Domnului și încrede-te în El, știi când te gândești la asta, că numai Dumnezeu poate lua și face astfel de lucruri, cineva poate face ceva pentru tine. A spus-o și nu este adevărată, dar nu o poți dovedi și, știți, putem fi acuzați de ceva și este atât de greu și dureros pentru noi. Dar să știți că Dumnezeu întoarce totul spre binele nostru. El se va asigura în continuare că ești înălțat prin orice circunstanțe. Dumnezeule, El creează frumusețea chiar și în cele mai negative situații din viața ta. Ascultă-mă! Chiar și acolo unde se pare că greșești, unde se pare că fie ai fost învinuit, fie chiar ai făcut o greșeală, Doamne, El încă folosește totul în viața ta pentru a te ridica. Cel mai important lucru este să-ți dedici calea Domnului. Supuneți-vă Lui, credeți-le! Umplete cu imagini ale victoriei în ciuda tuturor. Chiar și atunci când există o imagine a fricii în fața voastră. Știți, o imagine a fricii. Cine știe ce este? Toată lumea știe. Frică. Nu avem nevoie de frică. Avem nevoie doar de victoria lui Iisus Hristos în viețile noastre. Știți, vreau doar să vă spun sincer ce cred. Adesea, necunoscându-le pe Domnul nostru, necunoscându-le pe Iisus Hristos, necunoscând această dragoste a Tatălui pentru noi personal, suntem pierduți în aghici cum gândește Dumnezeu despre noi acum, ce vrea să facă pentru noi, ce vrea să ne spună. Vreau să vă spun, dragilor, în orice situație, care poate fi cea mai dificilă din viața voastră, nu vă bazați pe ceea ce simțiți, nu vă bazați pe ceea ce gândiți, nu vă bazați pe faptele pe care le vedeți, bazați-vă doar pe cuvântul lui Dumnezeu. Suntem obișnuiți să ne judecăm pe noi înșine și atitudinea lui Dumnezeu față de noi prin modul în care oamenii ne tratează, pentru că am reușit în această viață. Și acesta este criteriul nostru după care ne judecăm pe noi înșine. Nu, acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este o oglindă reală. Când te uiți la modul în care oamenii te tratează, este o oglindă. Când te uiți la ceea ce am realizat în această viață, că poate am făcut greșeli, că am păcătuit, că am greșit. Ascultați, toate acestea se pot întâmpla inevitabil în viața noastră. Dumnezeu ne cheamă la neprihănire, la sfințenie. El ne cheamă și trebuie să ne străduim pentru aceasta din toată inima. Și cu cât ne străduim mai mult atunci când facem greșeli, cu atât suntem mai dureroși din aceste greșeli. Dar această oglindă nu este adevărată. Acesta este regatul oglinzilor strâmbe. Adevărata oglindă este aici, în cuvântul lui Dumnezeu, în Biblie. Și aici se spune că Dumnezeu te-a iubit. El este plin de dragoste pentru tine personal. Iisus Hristos a văzut fața ta pe cruce, personal, fața ta. Duhul Sfânt era cu Iisus Hristos pe cruce. Când Iisus a fost răstignit, este scris că El a făcut-o prin Duhul Sfânt. Prieteni, Duhul Sfânt este acolo, Duhul Sfânt a făcut totul.
Și astăzi este lângă tine. Îi simt prezența acum când spun asta. Astăzi El te vindecă. Astăzi te ridică. Astăzi vă vorbește prin mine. El spune, aruncă imaginile fricii. Aruncați astăzi imaginile înfrângerii. Leapădă astăzi imaginile fiecărei căderi. Leapădă astăzi ceea ce văd ochii tăi. Și fixați privirea inimii voastre asupra lui Iisus, care de pe cruce vă spune, prin harul meu sunteți mântuiți, sunteți eliberați, veți vedea cele mai mari minuni. Știți, apostolul Pavel îi spune lui Timotei că Dumnezeu vrea să-i mântuiască pe toți prin harul său și spune că toți păcătoșii, dintre care eu sunt primul. Apostolul Pavel a fost condamnat. Condamnat să fie pedepsit. Condamnat să fie trimis în iad. Pentru că i-a ucis pe credincioși înainte de pocăința sa. El a ucis creștini. Și știi ce? Dumnezeu a luat-o pentru a arăta, așa cum spune apostolul Pavel, îndelunga sa răbdare, dragostea și harul său fiecăruia dintre noi pentru a arăta că sunteți dragi și importanți pentru el astăzi. Cel mai important, ceea ce tu și cu mine îți spunem acum, indiferent ce se întâmplă, amintește-ți dragul tău, amintește-ți, dragă frate, soră, Dumnezeu va acționa cu putere în viața ta atunci când vei fi mângâiat, iar oamenii de astăzi nu înțeleg cum să fie mângâiați de Dumnezeu, să fie mângâiați de faptul că Dumnezeu este cu tine, să fie mângâiați de faptul că ești cu El. Mângâie-te cu faptul că Dumnezeu te iubește. Mângâierea ta în Dumnezeu este ceva special. Din această cauză, spune Biblia, El va împlini dorința inimii tale. Vă spun ce trebuie făcut. Deschideți dorința către Dumnezeu prin imaginile tale. Arată-i lui Dumnezeu la ce visezi. Doamne, când vede că știi exact care este visul tău, tu știi exact ce vrei. Când îndrăznești să gândești imposibilul, Dumnezeu îl vede. Și El este creatorul imposibilului. Știți, ieri am fost în grupa de acasă la Napoli. Și știți, sora mea îmi povestește cum a venit la Cruciadă pe 29 aprilie. Și avea acest cancer. Și totul era atât de serios. Și a existat o operație și nimic nu a ajutat. A devenit din ce în ce mai rău. Și își pierdea speranța. Dar când a ajuns la întâlnire, a spus ea, am fost surprins când mi-am pus mâinile pe piept. El a spus, ai venit. El a spus și a pus mâinile jos și a spus, cancer pleacă. Și știți, nu știam cine era acea femeie. Dar Duhul Sfânt, Duhul Sfânt. Vorbește despre experiențele ei, despre ce i s-a întâmplat, că s-a pierdut și nu a mai auzit nimic. Dar spune ea, când și-a venit în fire, s-a simțit bine. Știți, când oamenii... Ei au cele mai teribile diagnostice, dar sunt vindecați. Dumnezeu face minuni. Dragi frați și surori, vreau să vă spun. Știți, astăzi începeți să vă bucurați de dragostea lui Dumnezeu. Începe să vezi imposibilul astăzi și să te bazezi pe Dumnezeu. Știi, situația ta poate fi foarte dificilă, dar știi, Dumnezeu, El va restaura tot ceea ce ai pierdut, care poate ți-a adus cea mai mare dezamăgire. Dumnezeu o va folosi și o va întoarce spre binele tău. Doar crede și știe că Dumnezeu este întotdeauna pentru tine. El nu este împotriva ta. El este pentru tine. El vă iubește. Inima Lui este plină de dragoste potrivită pentru tine. Și să știți că credința voastră cucerește lumea. Diavolul, orice ar face în viața ta, Dumnezeu va întoarce totul spre bine. Doar crede. Doar străduiește-te pentru asta. Doar dă-i calea ta și totul va fi bine. Te binecuvântez astăzi. Te binecuvântez, fratele meu, sora, te rog, uită-te la locurile de aici. Ce frumusețe este aici, Dumnezeule. Este pur și simplu uimitor. Este pur și simplu uimitor să te plimbi prin aceste locuri. Știi, astăzi, pentru fiecare dintre noi, ce frumusețe, ce frumusețe, Dumnezeule, doar. Vă знаете, сегодня...
каждому из нас. Вау! Какая красота! Какая красота, Боже мой! Просто потрясающе! Минунат, știi, pur și simplu uimitor!